herpesul genital este una dintre cele mai des întâlnite boli cu transmitere sexuală și de multe ori persoana infectată nici măcar nu știe că suferă de această boală, deoarece simptomele fie trec neobservate, fie nu apar. Herpesul genital este de două ori mai frecvent în rândul femeilor și nu există un tratament care să elimine virusul din organism, aceasta rămânând pentru întotdeauna în corpul persoanei infectate. Este important să fie luate măsuri de întărire a sistemului imunitar, iar în igiena din zona genitală să fie utilizate soluții speciale și fără acțiune puternică asupra pielei. Despre ce fel de soluție este vorba, aflăm de la Tatiana Cibotar, medic ginecolog. Tatiana, bine ai venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Uite că vorbim despre herpes, care este o infecție des întâlnită, mai des la femei. Da. Ce facem ca să nu contactăm acest virus? Din start vreau să menționez că herpesul se manifestă sub două extreme, hai să spunem așa. Deci este tipul cunoscut pentru tubul orofaringean, pentru nas și pentru aparatul ocular. Deci virusul preomniprezent. Este mai cunoscut des întâlnit. Și avem herpesul genital, în care mai mult de 85% cauza este herpesul tip 2. Este o afecțiune destul de supărătoare și ca incidență herpesul genital se regăsește în circa 1 din 6 persoane, deci are o incidență destul de mare. Odată infectat, virusul, cum ați menționat și dumneavoastră, nu se elimină, el rămâne inoculat la nivelul ganglionilor și de ori de câte ori are un factor trigger, el se activează, provocând leziunile pe care pacientul le depistează. Au și o simptomatică, și dureroase, și ustură. Da. Deci, ca simptomatică, este o simptomatică foarte variabilă, debutând chiar și cu niște semne catarale sub formă de febră, astenie, cefalee și așa mai departe, cât și cu semne locale, vorbim de senzația de prurit, senzația de arsură, usturime. Mulți dintre pacienți se exprimă că înainte de erupția aparentă au în regiunea respectivă o senzație de furnicătură sau de amorțeală sau chiar și de mâncărime. Apar niște vezicule. În câteva zile leziunile respective plesnesc, lichidul respectiv se extravazează și în locul vezicului apar niște iscuriații, niște ulcere care se acoperă cu o crustă și durata de regenerare a acestor cruste este un pic mai îndelungată. Uneori, ce să facem ca să nu ajungem multe până la așa succesului manifestări? Totuși un gram de profilaxie este mai mult decât o tonă de tratament. Ce ar fi de făcut? Deci vorbim de capitolul imunitate. Profilaxia. Pe lângă preparatele generale care trebuie administrate, vorbim de preparatele antivirale, că totuși herpes este un virus și el are nevoie numai decât de organismul gazdă pentru ca să se multiplice, putem să avem și o abordare topică, adică o abordare locală. Și în cazul ăsta ne vine produsul Epigen. Care îl avem aici, el se regăsește în tratamentul cel, sau nici nu în tratament, dar în profilaxie. Da, deci este un produs care are tropism nu numai pentru virusul herpes, deci el practic poate fi utilizat în foarte multe infecții virale, atât la maturi cât și la copii. Deci dacă să dăm și exemplificare, vorbim de varicela zoster sau de vărsatul de vânt, deci produsul poate fi utilizat inclusiv și acolo. Boala gură, mână, picior, de ce nu, da? Deci este la fel o infecție virală care la fel poate fi aplicat gelul și respectiv și produsul de spray. Apare o întrebare foarte interesantă, vine tot de la pacienți, prin ce diferă un gel intim de un spray? Da. Practic, substanța activă este identică. Prin timpul de expunere, pentru că și unul și altul conține acidul glicerizinic, este un produs natural din extract de lemn dulce, gelul intim se expune pe suprafețe foarte puțin timp, deci el este utilizat cu scop mai mult de profilaxie pentru menținerea și fortificarea sănătății. Dacă să vorbim de spray, spray-ul are o durată de aplicare mai intensă și el poate fi utilizat și cu scop de profilaxie în prodrome și cu scop de terapie adjuvantă la terapie de bază pentru infecțiile virale. Tropism are și inclusiv și pentru human papilloma virusul, inclusiv pentru citomegalovirusul, virusul Epstein-Barr, pentru toate infecțiile care țin de sfera genitală, inclusiv și pentru infecțiile bacteriene.
asociată la un tratament antibacterian, rezultatele în timp sunt mult mai reușite și mult mai persistente. Și la herpesul oral tot poate fi indicat? Da, inclusiv și la herpesul oral. Cel care apare în jurul gurii. Gurii, năsuc, ocular, deci el este binevenit. Poate fi utilizat chiar și la nou-născuți, acolo unde este herpesul neonatal, deci unde sunt leziunile severe din primele zile ale vieții. Deci este un produs destul de inofensiv. Și cât timp se folosește? Iarăși totul este în dependență de scopul utilizat. Deci nu există limite ca timp. Dacă este utilizat produsul 7-10 zile, el poate să fie utilizat continuu cu scop de profilaxie. Deci acele paciente cunoscute cu imunosupresie, vorbim de pacientele care sunt pe terapii corticosteroide pentru patologii autoimune, pacienții care sunt, de exemplu, pe patologii oncologice sau oricare altă patologie, poate să le folosească profilactic de câteva ori în săptămână, câteva luni la rând. Dacă vorbim de perioada de herpes activă, este recomandabil ca tratamentul să fie utilizat până câteva zile după dispariția leziunilor externe pentru o siguranță mai mare a tratamentului. Este foarte bine dacă începeți tratamentul imediat după apariția primelor simptome prevestitoare, furnicături, dureri, înțepături, usturimi. Astfel, făcându-se 3-4 aplicații zilnice, se poate împiedica apariția veziculilor de herpes. În cazul în care erupția este deja constituită, se fac 3-5 aplicații zilnice până la remiterea simptomatologiei și a leziunii. Apoi, încă 3-4 zile, câte 2-3 aplicații pe zi. Se poate administra profilactic în 1-2 aplicații zilnice pe toată suprafața buzelor în perioadele care creează condiții optime apariției erupției herpetice.